Vreau să vă informez că Partidul Socialiștilor din Republica Moldova inițiază și se va adresa, va contesta la CEDO. Se adresează la CEDO pe două subiecte. Considerăm că au fost legate drepturile alegătorilor atunci când nu li s-a permis cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, care muncesc peste hotare, să își exprime votul la alegerile parlamentare care au avut loc anul trecut. Mai mult de 500 de mii de alegători nu au avut posibilitate să voteze, deoarece autoritățile nu au deschis secții de votare, în special în Federația Rusă, dar și în alte state. Pe acest subiect, noi ne-am adresat la Curtea Constituțională, am propus proiecte de lege. În justiția autohtonă și instanțele autohtone nu au fost susținuți. De aceea, pe acest subiect, am colectat deja adresările la peste 800 de persoane, moldoveni care muncesc peste hotare și vom colecta și în timpul apropiat, pentru ca din numele acestora voi semna și eu. Al doilea subiect pe care mergem la CEDO, din nou un subiect pe care am mers la Curtea Constituțională. Însă Curtea Constituțională a respins această inițiativă. Noi considerăm că este anticonstituțional să impui cetățenii care nu au venit stabil și nu sunt angajați să achite polița de asigurare medicală. De aceea și pe acest subiect vom merge la CEDO. Aceste două subiecte, termenul limită de depunere a CEDO la CEDO este mijlocul lunii decembrie. De aceea avem practic o lună în față pentru că aceste cereri să fie depuse și vă promit că vor fi depuse și le promit și cetățenilor Republicii Moldova, vom face tot posibilul ca să avem câștig de cauză pe aceste două subiecte. Sunt importante ambele, unul sub aspect social, cât și cel în ceea ce ține de dreptul de vot, deoarece sunt ferm convins că în anul viitor vom avea alegeri parlamentare anticipate și ar fi bine acele fără de legi care le-am avut anul trecut să nu se repete.